Domnule Popescu, de câteva zile au loc proteste, atât în București, cât și în marile orașe din țară. Proteste pe tema noilor restricții impuse de guvernul Câțu. Cum vedeți dumneavoastră toată această situație și nebunie creată în ultimele zile? Protestele totdeauna sunt un vârf de iceberg care se vede mai bine, care reflectă mai bine o stare de nemulțumire din cadrul populației. Lumea este nemulțumită, foarte multă lume, nu numai cei care merg la proteste, mult mai mulți. Nemulțumirea este dată de eșecul autorităților de a lua măsurile cele mai bune în luptă cu această pandemie. Vedem foarte multe măsuri contradictorii. Vedem măsuri care fac să se evite aglomerațiile, pentru că este o explicație logică, că nu trebuie să fim unul lângă altul. În aglomerație poți să dai sau poți să iei acest virus, dar și măsuri care favorizează aglomerațiile, cum ar fi cele cu închiderea magazinelor de la ora 18, pentru că în acea zi lumea se va înghesui într-un interval orar mai mic. Și automat aceste magazine sau restaurante vor fi mai aglomerate. Sunt lucruri de logică elementară, de, nu știu, ciclu primar. Ni se tot aruncă în față de un an și ceva de zile niște decizii luate de așa ziși specialiști. Nimeni nu a văzut acești specialiști și lumea a început să bănuiască că acești specialiști nu există. E vorba doar de anumite persoane numite politic, care copiază papagalicește niște măsuri pe care le-au văzut în alte țări. Dar culmea că deși copiază măsuri din țări care nu au avut un mare succes în lupta cu pandemia, adică sunt măsuri de prin Europa, Europa fiind unul dintre focarele cele mai mari din lume de propagare al virusului COVID-19. Iar dacă aplicăm și logica, așa cum am spus mai devreme, vedem cu ochiul liber că sunt niște măsuri care nu ne ajută în lupta cu această pandemie. Sunt țări, de exemplu Germania, care nu obligă să porți masca pe stradă. E un pic absurd să porți masca când mergi în parc singur, doar că așa a spus guvernul. Dânsii recomandă că atunci când intri într-o aglomerație să îți pui mască, dar Deci nu orice spuneți fel de că mască. masca n-ar trebui totuși să fie obligatoriu purtată. În opinia mea de matematician, atunci când ești singur în parc, nu cred că trebuie să ai masca, pentru că nu ai cum să dai sau să iei virusul de la altcineva, că nu e nimeni în preajma ta. Dacă ești într-o încăpere cu încă 20 de oameni sau într-o aglomerație, chiar și pe stradă, într-o zonă, nu știu, Piața Romană, să zicem, atunci este posibil să, adică este recomandat să porți mască, pentru că ești aproape de alte persoane. Deci, logica trebuie să prevaleze și măsurile trebuie să aibă un anumit sens. V-am spus, cazul Germaniei, dânsii recomandă masca în aglomerații, ceea ce este și logic. Dom'le, când suntem mai mulți pe același perimetru, e posibil să dai sau să iei virusul, dar dânsii spun, folosești mască FPP, nu orice fel de mască, pentru că la noi, dacă ne uităm pe stradă, lumea pune mască, dar nu toate măștile sunt conforme, nu toate măștile sunt măcar medicale, sunt tot felul de măști de material textil sau din alte materiale, nu știm, nu știe nimeni exact dacă au vreo eficiență sau nu. Adică haideți să purtăm măștile care trebuie, când trebuie, nu tot timpul doar să spunem că așa este legea. Sigur, este legea și unii oameni respectă legea pentru că este lege, pur și simplu, dar unii dintre noi mai și gândim și merg în parc singur, nu e nimeni, pe 100 de metri, pe o rază de 100 de metri, de ce să porți masca? Sunt întrebări legitime. Cei care protestează, că despre asta vorbeam la început, am văzut că nu respectă în mare parte, dar nu toți, cei drept, aceste reguli de protecție, dar nu poartă Nu mască, respectă nu se distanțează, din. nu reprezintă un pericol pentru noi ceilalți care respectăm aceste reguli? Reprezintă un pericol pentru cei care vin în proximitatea celor care nu respectă. Dacă Nu ai avem o. de unde să știm, că poate ne întâlnim, nu știu, pe Păi, dacă noi stradă avem mască, sau. de ce ne-ar crea o problemă? Dânsii, din spirit de frontă, probabil, nu respectă aceste măsuri, pentru că sunt supărați, din motivele pe care vi-am spus mai devreme și din motive economice. Pentru că, să nu uităm, sunt foarte multe
companii. Și când spun companie, nu spun numai despre patroni și despre angajații, despre cei care lucrează cu aceste companii pe orizontală. Dacă spunem Horeca, vorbim și de producătorii de alimente, procesatorii de alimente, transportatorii de alimente, familiile celor care sunt angajați în aceste activități. Deci sunt foarte mulți oameni care suferă, cărora guvernul le-a promis ajutoare, tot felul de măsuri, care nu se prea aplică. Oamenii așteaptă acele granturi, acele măsuri, nu se aplică sau se mișcă foarte, foarte greu. Degeaba îi dai un ajutor peste 3 ani când el are nevoie acum. Peste 3 ani poate firma o să fie deja închisă și oamenii fără loc de muncă. Deci reacția guvernului a fost, sigur, declarativ foarte bună în timpul campaniei electorale, dar aproape inexistentă după alegeri și oamenii resimt acest lucru. Deci vorbim despre așteptări neonorate, despre persoane care au de-a face cu foarte multe probleme din cauza acestei pandemii, dublate de măsuri inadecvate ale guvernului și de măsuri logice, așa cum am spus mai devreme. Aceste lucruri dau o stare de frustrare. Și aș mai adăuga și multiplele cazuri în care înalți oficiali care ne impun aceste măsuri de fapt nu respectă măsurile impuse de dânsi. L-am văzut pe domnul Voiculescu prin Parlament cum de fapt nu poartă mască. L-am văzut pe domnul Voiculescu râzând înainte să anunțe niște măsuri care sunt totuși importante și grave. Dânsul era ca la o emisiune de umor acolo. Poate e o atmosferă mai veselă la Ministerul Sănătății. Sunt foarte vesel dânsii, dar nu prea își fac treaba. Am văzut, ne aduce aminte și scena din biroul premierului de anul trecut, în care nimeni nu avea mască, și alte întâmplări, nu ne mai număr pentru că sunt foarte multe, de înalți oficiali care una spun și alta fumează, cum este expresia. Oamenii văd și sunt frustrați. Pe noi ne amendați și ne obligați să facem niște lucruri care sunt și ilogice și voi, pe de altă parte, nu le respectați. Și unii dintre cei frustrați, o mică parte ies în stradă. O mică parte.